Bună ziua și bine ați venit la 360 de grade. Câteva aspecte de mare forță săptămâna ce urmează. Avem peste două zile o lună nouă absolut superbă pe început de pești. O lună nouă care va vorbi în colaborare cu Jupiter în Berbec despre lucruri de mare forță, de esență pe care le putem începe. Este o perioadă în care contează foarte mult cum ne începem ziua, cum gândim, cum ne raportăm la ceilalți. Mai exact, cam tot ce facem trebuie uh, ținut sau uh, trebuie să se găsească sub o lupă, o lupă care trebuie să vorbească despre o abordare intens spirituală a vieții noastre, de la banal la lucruri mai sofisticate. Pe lângă această lună nouă, astăzi vom vorbi despre toate zilele care sunt de mare intensitate în perioada următoare, despre configurații astrale de mare forță, despre marele eveniment astral al anului data de 7 martie, data intrării lui Saturn în semnul peștilor și evident, după cum deja știți, avem și fenomen de lună plină în această zi pe axa pești-fecioară. De asemenea, vom vorbi și despre toate zilele cu lună nouă de până pe data de 17 mai, zile portal, pentru a începe ceva. Trebuie să fiți foarte atenți, puteți începe lucruri de mare forță până pe data de 17 mai, mai ales în zilele cu lună nouă, care potențează foarte mult în colaborare cu Jupiter în Berbec, ideea de a lansa o intenție în univers și de a începe ceva cu adevărat, ceva nou, ceva ce n-am mai făcut până acum, dar totuși care ceva ce ne reprezintă. Um, pe de altă parte, nu putem ignora nici conjuncția despre care am vorbit data trecută, conjuncția Soare-Saturn, o conjuncție care capătă o importanță și o relevanță deosebită, deoarece are loc pe final de zodie, pe finalul zodiei Vărsătorului, ca atare, relațiile capătă zilele acestea o tentă foarte puternică. Fiți atenți ce oameni se apropie de dumneavoastră într-un mod autentic și ce persoane se îndepărtează. Este un simbol uh, foarte clar al faptului că Universul parcă vorbește cu noi din punct de vedere al seriozității. Uh, ca atare, cine este lângă noi în această perioadă poate să și rămână și persoanele care se îndepărtează pot pleca. Uh, este o simbolistică foarte importantă. Poate vi se va părea bizar cum se ia o hotărâre în urma unei replici. Da, în urma unei replici, în urma unui telefon care poate părea mai distant sau... Poate părea mai puțin potrivită, Universul poate să ne comunice că a venit momentul să întrerupem relaționarea cu o anumită persoană sau, din potrivă, să avem relații mult mai închegate cu alte persoane. Deci este o perioadă de mare intensitate din punct de vedere spiritual, exact ca și data trecută. Avem în continuare conjuncția Neptun Venus pe final de pește, avem în continuare conjuncția Jupiter Chiron și avem în continuare conjuncția Uranus, aproape o conjuncție, mă rog, nu este chiar conjuncție, dar ele sunt încă în același semn, nodul nord Uranus. Deci este o perioadă în care toate deciziile pe care le luăm, interacțiunile pe care le avem sunt de mare forță. Ele sunt karmice, fără niciun dubiu, dar pot fi karmice pe zona pozitivă sau pot fi karmice într-un mod în care avem ceva de înțeles, ceva de genul nu mai trebuie să mergem pe direcția aceea sau poate trebuie chiar să înceteze o anumită relație. Bun, să mergem acum mai departe să vedem pentru nativii berbec. Evident pentru berbeci este de mare forță această lună nouă de poemine de pe data de 20 februarie, deoarece ea vorbește despre un element pe care trebuie să-l identificăm în viața noastră, un element care ne poate ajuta pe undeva să facem lucrurile puțin diferit decât le-am făcut până acum. Este o zi care, sigur că da, nu este puțin lucru să avem o lună nouă în ultimul semn din Zodia. Până la urmă, ultimul semn reprezintă încheiere. O încheiere, încheierea unui ciclu, dar cu luna nouă aici este vorba despre o abordare de mare intensitate. Atunci când o planetă se află pe cuspida între un semn de aer și un semn de apă, este vorba despre o resensibilizare. Practic, această lună nouă, chiar pe cuspida între vărsător și pești, între aer și apă vorbește despre intrarea într-o etapă nouă a abordării vieții. Spuneam de la semn de aer la semn de apă. Cu alte cuvinte pentru nativii berbec, pentru că această conjuncție a luminariilor, această lună nouă are loc pe casa a 12-a, tot pe o casă de apă, este vorba foarte intens despre faptul că este ca o lecție de viață în care berbecii trebuie să învețe pe undeva cum să treacă de la uh, comunicare de la o parte mai concretă a vieții la o zonă puțin mai uh, spirituală, puțin mai sensibilă, puțin mai legată de uh, suflet, parcă cineva sau poate cineva vă vorbește sufletește despre ceva important sau vi se solicită o abordare mult mai sufletească a unei probleme. Uh, berbecii sunt invitați Uh, spre o viață spirituală de mare forță, totuși uh, avem uh, patru planete în uh, casa a 12-a pe casa a 12-a și casa sufletului și marele benefic în semnul dumneavoastră Jupiter conjunct cu Chiron aici, deci este o invitație foarte explicită a universului de a vă uh, spiritualiza, de a merge spre o zonă intens uh, sufletească, spirituală, religioasă, uh, benefică din toate punctele de vedere intrarea soarelui în pești, vorbește evident despre un, mod, un nou mod de a aborda lucrurile. În această perioadă, orice planetă, indiferent de zodia și de casa astrală în care se găsește, are o componentă mult mai grea, mult mai gravă decât de obicei. De ce spun acest lucru? Pentru că spuneam și de a trecută toate planetele mari sau multe dintre planetele mari se găsesc pe al treilea decan, ele acum fac și conjuncții cu uh, planetele mici. Asta înseamnă că ne aflăm într o perioadă în care uh, universul vorbește cu noi foarte clar despre ceea ce ar dori de la noi să uh, schimbăm. Nativii berbec trebuie să vadă cu mult optimism viața. Există două uh, sisteme de referință, două variante pentru berbeci. Fie să se gândească uh, foarte prolific la toate oportunitățile vieții, adică pe undeva să vă gândiți cum vi se oferă diverse șanse și de ce, și să pe undeva să profitați de ele, pentru că veți avea foarte multe oportunități în această perioadă și șansa chiar vă surâde, mai mult decât altor zodii. Sau putem să nu ținem cont de aceste aspecte pozitive și atunci s-ar putea să pierdem oportunități de mare forță. Să nu uităm că. În aceeași zi cu luna nouă și Venus, micul benefic și planeta bunăstării intră în semnul dumneavoastră. Alături de Jupiter, deși deci marele benefic și micul benefic și Chiron se găsesc în semnul dumneavoastră, ceea ce nu este uh, deloc puțin lucru. Asta înseamnă un factor de noroc peste medie, o relaționare benefică peste medie, șansa de a întâlni oameni care vă pot ajuta peste medie. Deci trebuie să fiți foarte atenți și ideal ar fi să uh, Profitați de aceste oportunități care uh, sunt trimise de către Univers. Deci este un noroc pe care nu îl fabricăm nici noi, nici prietenii noștri, ci pur și simplu destinul vine și ne scoate în cale tot felul de ocazii benefice. Mergem mai departe. Pentru Tauri astăzi este cam ultima zi cu această conjuncție uh, Soare-Saturn pe final de Vărsător. Bine, pentru toate zodiile este așa, dar pentru Tauri uh, ea se găsește pe o casă foarte importantă, pe casa Capricornului, pe casa a 10 casa carierei. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că pe undeva taurii au încheiat un ciclu, am spus și data trecută, ați încheiat într-un fel, ați pus punct unui capitol, poate din viața dumneavoastră, din punct de vedere profesional și acum trebuie să vedeți cum începeți un nou capitol este vorba despre acest capitol profesional în care fie pe undeva uh, ați avut o realizare sau o creștere ierarhică sau poate ați schimbat un loc de muncă, dar totul vine într o variantă foarte intens karmică din punct de vedere profesional. Majoritatea nativilor tauri în această perioadă au încheieri de uh, pe o anumită bucată și pe un anumit fragment de viață închierea unei etape din punct de vedere profesional, dar este o încheiere benefică, este o încheiere a unei etape, a unui ciclu de viață, pe plan profesional, repet, care este absolut necesar pentru că nu se mai putea merge în aceeași variantă. Având în vedere că avem această conjuncție a greilor, cum le spun eu, Soare și Saturn, pe casa carierei și pe ultimele grade în semnul vărsătorului, este o încheiere care vine la pachet și cu o realizare, și cu o mulțumire, nu știu dacă atât de natură materială cât de natură um, ierarhică. Deci, oarecum este ca și când, acum, în acest punct în care se încheie o etapă pentru a începe alta, dar într-o nouă variantă, aveți și o mulțumire. Este ca și când încheiați ceva, dar primiți și o recompensă. Fie vi se spune că sunteți foarte buni, fie sunteți validați într-un mod. Foarte autentic. Deci este vorba despre o încheiere a unei etape, dar cu validare. Deci cineva vă validează meritele, vă recompensează, vi se recunosc calitățile uh, și așa mai departe. Este o foarte puternică conjuncție acest Soare-Saturn sau, uh, de fapt, mai există și o invitație a Universului în care vi se cere pe undeva să uh, vă poziționați de pe. Uh, o poziție de superioritate, pentru că Soare Saturn vorbește despre faptul că sunteți foarte buni specialiști în domeniul dumneavoastră și acum vi se cere să vă remarcați sau să, uh, să solicitați să fiți priviți și tratați ca atare, să vă arătați valoarea cu alte cuvinte și sigur că da, cine se pricepe mai bine decât nativi Taur să uh, arate anumite calități sau să... Uh, aibă beneficii de pe urma unor de pe urma unui talent sau de pe urma ceva ce știu să facă foarte bine. Deci a venit momentul să vă puneți în valoare dar repet ca autoritate. Este o conjuncție foarte clară, foarte explicită care vorbește despre a ne pune în valoare ca autoritate unde pe casa 10, pe casa carierei. Uh, sigur că da, Mercur a intrat, deja el nu mai face conjuncție cu Pluto ca săptămâna trecută El a intrat în semnul vărsătorului, pentru Taur este tot pe casa carierei uh, Ceea ce înseamnă faptul că puteți avea și puteți purta foarte multe discuții, foarte multe discuții din punct de vedere profesional puteți pune țara la cale, cum se spune. Rămâne însă această fluctuație cu Marte pe casa a doua, pe casa financiară, o casă financiară în care există și o fluctuație în viața nativilor tauri din punct de vedere al uh, finanțelor. Deci majoritatea veți avea tot felul de dubii. Cum să investiți banii, dacă să faceți o vânzare sau nu, dacă să faceți o achiziție sau nu, în ce să investiți banii și așa mai departe. Deci este vorba despre o fluctuație din punct de vedere financiar, o fluctuație care sigur că da, până la urmă se va liniști într-un fel pentru că acest marte pe casa banilor, pe casa achizițiilor este foarte relevant în perioada următoare. El face un aspect pozitiv de trigon cu mercur pe semne de aer, deci este o perioadă foarte bună pentru discuții. Deci este bine să verbalizați ceea ce vreți să faceți, am spus și data trecută, pentru că nu se știe de unde apare o șansă, Marte face și un sextil cu Jupiter, Jupiter acum se găsește conjunct cu Chiron, ați ajuns pe casa a 12, casa liniștii sufletești, majoritatea nativilor Taur au avut tot felul de experiențe de transcendență, ați înțeles pe undeva cum poate să vină norocul în viața noastră, o spiritualitate, o spiritualizare deosebită se observă cu acest Jupiter pe ultima casă, casa, o casă religioasă, o casă Credinței și a introspecției și a recluziunii Este foarte interesant că acest mare benefic Vă zâmbește pe undeva din casa a 12-a Vă dă o încredere deosebită în sine, în suflet, taurul Chiar dacă aveți foarte multe activități și acțiuni Care vă tensionează cu ranul Sunt totuși casa sufletului este mult mai importantă Decât casa întâi din punct de vedere liniștii sufletești Ea este beneficiată, este foarte bine aspectată De acest Jupiter și de Chiron Deci pe undeva în suflet aveți o liniște doar că, sigur, Uranus aduce tot felul de acțiuni, activități care vă mai pot scoate puțin uh, din uh, ritm. Știm că taurilor le place confortul, le place să știe exact uh, cum uh, arată locul în care muncesc, cum arată casa, cum se prezintă ziua de lucru și, totuși, acest Uranus vine și face tot felul de uh, mișcări care pe undeva vă tensionează. Intrarea soarelui. Uh, pe, de astăzi, pe Casa, do, da, pe casa 11, -a, vorbește despre faptul că pot apărea prieteni, pot apărea persoane care au autoritate și care vă pot ajuta. Vă pot ajuta, pur și simplu, sunt persoane pe care um, le cunoașteți destul de bine, care, în care aveți încredere, care au prestanță, care au un cuvânt de spus și care apar în viața noastră, pur și simplu, pentru a vă oferi fie un pont, fie vă ajută cu o relație, fie. Uh, vă sfătuiesc să faceți ceva ce uh, chiar uh, este bine să faceți. În orice caz, este vorba despre persoane cu autoritate. Soarele a intrat pe casa prietenilor elevați, prietenilor eleganți, prietenilor care puteți avea o chimie la nivel spiritual, la nivel intelectual. Și acest soare aici vine cu o intensitate foarte mare, aceea de va, a vă oferi sprijin într-o zonă în care aveți nevoie de sfatul cuiva cu autoritate. Mergem mai departe pentru gemenea această superbă lună nouă pe primul grad în semnul peștilor care, pe care îl considerăm un eveniment săptămâna următoare. de fapt, evenimentul săptămânii, pentru că este o lună nouă care, repet, în colaborare cu Jupiter în Berbec și având loc și pe primul grad, vorbește despre un început spectaculos pe care toate zodiile îl vor avea într-un domeniu în funcție și de astrograma natală. Pentru nativi gemeni, această lună nu are loc pe casa carierei. Deci a venit momentul să vă lansați o idee, să lansați o intenție în univers. Spuneam că pe lună nouă este bine să lansăm intenții în univers. Nu neapărat să încep ceva concret propriu-zis, dar să lansăm o intenție. Așa cum pe lună plină este bine să închei un ciclu, să ai o concluzie, să ajungi de fapt la o concluzie sau să pui punctul pe ei în orice situație, relație sau uh, activitate. Pe lună nouă este bine să lansăm intenții în Univers, este bine să uh, ne poziționăm uh, într-o situație în care vrem să o luăm de la zero. Această lună nouă nu este o lună nouă simplă. Ea are loc pe o zodie specială, pe ultima zodie din zodiac, pe zodia peștilor și pe primul grad. Atunci când luna nouă are loc pe primul grad, în ultima zodie, și în configurația astrală. A momentului, uh, vorbim despre ceva mai special pentru Nativi Gemeni, uh, are loc, spuneam, pe Casa Carierei. Asta înseamnă că, cu siguranță, va răsări ceva în uh, plan uh, profesional. Cu siguranță, este vorba despre un indiciu, este vorba despre ceva ce Universul vă arată la nivel uh, profesional. Nu știu, poate vine cineva cu o propunere sau poate dumneavoastră simțiți că. A venit momentul să, nu știu, să începeți ceva. Este, poate fi vorba și despre intuiție. Să nu uităm, zodia peștilor este zodia intuiției. Poate pur și simplu o să simțiți ce aveți de uh, făcut. Această casă a carierei găzduiește pentru noastră o altă conjuncție, nu doar această lună nouă, această conjuncție a luminarilor, a lunii și a soarelui, găzduiește și conjuncția Venus-Neptun. Deci, cu cele patru planete, Soare, Lună, Venus și Neptun, pe casa 10, pe casa Capricornului a Carierei, cu siguranță, pentru nativii gemeni, este un moment de mare forță în care lucrurile se așează și puteți avea o concluzie sau puteți lua o decizie din punct de vedere profesional foarte fermă, dar mai mult pe baza, repet, intuiției și pe baza inteligenței emoționale. Deci, pur și simplu, simțiți. Cam cum stă treaba, cum se spune, în, acest, în această zonă. Uh, intrarea soarelui uh, pe Casa Carierei pentru Gemeni vorbește despre uh, o persoană, poate fi un șef, poate fi un coleg, care este uh, un factor de decizie, care vă poate influ influența, uh, vă, vă poate impacta uh, zilele acestea și pe care este chiar bine să îl ascultați. Cu siguranță este o persoană care apare, care are autoritate și care vă poate face să luați o hotărâre uh, foarte importantă, o persoană de bună credință, de altfel. Uh, este de remarcat și faptul că uh, pe 20, atunci când avem această spectaculoasă lună nouă, intră și Venus, spuneam, în semnul berbecului pentru dumneavoastră, pe Casa Prietenilor, acolo unde îl întâlnește pe Jupiter Marele Benefic. Deci, aici aș seziza un eveniment astral uh, săptămâna următoare, această lună nouă, și conjuncția Venus-Jupiter în Berbec. O perioadă foarte dinamică pentru cei care își doresc să facă investiții sau pentru acei nativi gemeni care, împreună cu prietenii, vor să se lanseze în acțiuni, în activități, în lucruri care uh, sunt uh, destul de uh, benefice și de prolifice. Acum, de exemplu, pe această conjuncție Venus-Jupiter, este bine să avem curaj și în investiții, și curaj în general pentru că este o perioadă de expansiune. Venus, care reprezintă socializarea într-o concordanță și o colaborare foarte frumoasă într-un semn de foc cu Jupiter, care este avantajat în semnul de foc al Brebecului, vorbește despre faptul că este o perioadă în care toți cei care își doresc să se extindă sau să facă mai multe activități, acțiuni, să se lanseze în mai multe proiecte, mai ales gemenii care, ca și mercuriene, acum, sigur că da, sunt avantajați de prezența lui Mercur, a guvernatorului lor în semnul vărsătorului tot semn de ari, deci este o perioadă foarte bună pentru a lua decizii, pentru a stabili noi colaborări, pentru a face promisiuni sau pentru a accepta promisiunile care vi se fac, pentru a intra în colaborare cu tot felul de uh, persoane cu care aveți o compatibilitate din punct de vedere energetic, oricum această perioadă pentru toată lumea vorbește despre energie. Uh, acest eveniment astral despre care am tot vorbit, intrarea lui Saturn în pește pe 7 martie, va vorbi exclusiv despre energie, ca și când Urmează o perioadă în care aproape cel mai important lucru este să ne recalibrăm energetic, să facem în așa fel încât să ne poziționăm corect din punct de vedere energetic față de toate evenimentele, proiectele și persoanele cu care ne intersectăm, cu care interacționăm. De ce? Pentru că o corectă raportare la ceilalți ne scutește de pierdere energetice. De câte ori ne vom poziționa incorrect față de un aspect de genul acesta, vom pierde energie. Evident, dacă tu, de exemplu, faci ceva ce nu-ți place, normal pierzi energie. Dacă te întâlnești cu o persoană care nu este pe profilul tău, evident pierzi energie, pentru că ceva în tine se revoltă. Și așa mai departe. Deci, pentru Gemeni este foarte importantă și această calibrare, recalibrare, dacă vreți, din punct de vedere energetic. Mergem mai departe, pentru Nativ Irak. Ca de fiecare dată, după cum deja știm, luna nouă, luna plină, sunt momente foarte relevante. 20 februarie, ca atare, și pentru dumneavoastră este o zi foarte uh, luminoasă, pentru că uh, veți putea să uh, luați decizii care propun o lansare sau o relansare, dacă vreți, foarte interesantă. Uh, foarte mulți raci își doresc să devină. Mult mai buni la locul de muncă. Își doresc să aibă mai multe diplome, mai multe confirmări, mai multe validări din punct de vedere al specializărilor. Este un moment foarte bun din acest punct de vedere. Vă puteți găsi mentori, vă puteți găsi persoane care să vă îndrume într-un mod foarte corect în ceea ce aveți de făcut. Este bine chiar să găsiți acești mentori, pentru că Casa Mentorilor este o casă foarte aglomerată în această perioadă și uh, cu siguranță vă vor ajuta. Într-un fel, dacă vă găsiți această persoană care, la care să vă raportați atunci când aveți greutăți sau aveți probleme, uh, practic veți găsi va fi ca o gură de oxigen. Intrarea soarelui pe casa a noua, pe casa mentorilor, a profesorilor universitare, Persoanelor care sunt destul de elevate și au influență, din punct de vedere intelectual sau ca specialiști, pe zona aceasta mai elevată, este un lucru foarte bun, pentru că nativi Irak, în urma greutăților pe care s-a pe Casa Banilor, le-a adus, pentru că foarte mulți nativi Irak s-au confruntat cu greutăți financiare destul de semnificative sau cu greutăți în recuperarea banilor sau cu greutăți în ultimii doi ani jumate, în a gestiona diverse situații financiare, pentru că pot fi și nativ rac, care au foarte mulți bani. Asta nu înseamnă că ei nu se confruntă cu Saturn pe casa 8. Asta înseamnă doar că altfel vine această restricționare saturniană. Poate nu neapărat este vorba despre faptul că nu au bani, dacă ei sunt bogați. Poate fi vorba despre faptul că trebuie să-și recupereze banii sau poate fi vorba despre faptul că își dau seama ce greșeli au făcut. Deci racii în ultimii doi ani jumătate și-au dat seama și de greșelile financiare și de momentele în care puteau să se valorifice mult mai mult și poate nu au făcut-o, poate a trebuit să gestioneze tot felul de venituri, moșteniri, lucruri care vi se cuvin și de care nu v-ați ocupat în momentul, la momentul respectiv. Atât cât mai stă acest Saturn pe casa 8 o să vă mai gândiți până pe 7 martie la toate aceste valențe, după care și el va migra pe casa nouă, pe casa specializărilor, acolo unde această lună nouă de pe data de 20 februarie va atrage atenția că, într-adevăr, ați putea fi foarte bun într-un domeniu în care, oricum, deja aveți niște calificări. Acum o să înțelegeți de ce este important să și faceți ceva cu aceste calificări. Uh, pentru RACI este chiar foarte important ca în toate zilele cu lună nouă, de până pe data de 17 mai, când Jupiter iese din Berbec și intră în semnul Taurului, să faceți ceva. Să lansați acea intenție despre care spuneam în Univers, pentru că zilele cu lună nouă sunt foarte importante pentru a face ceva nou pentru a lansa acea idee nouă în univers. Ca atare, toate zilele cu lună nouă de pe 7 până pe data 17 mai sunt zile portal. Vorbim și de acest 20 februarie și despre 21 martie, o zi portal de mare forță pentru începuturi mai concrete, pentru că avem o lună nouă pe primul grad în Berbec, vorbim și despre 20 aprilie și despre 19 mai. Sunt zile foarte importante prin acest fenomen de lună nouă în colaborare cu prezența lui Jupiter în Berbec. Atunci când Jupiter nu este în Berbec, zile cu lună nouă nu sunt neapărat zile portal, sunt doar zile cu lună nouă. Este bine, da, să începem ceva, dar ele au mai multă forță în colaborare cu Jupiter în Berbec, deoarece Berbecul este și el prima zodie din zodiac și reprezintă de asemenea începuturile. Deci, început de lună nouă cu început, da, de Jupiter în Berbec, rezultă uh, un uh, moment portal. Deci, pentru nativ Irak, devine foarte relevantă data de 20 februarie, din punct de vedere al potențialului de a începe ceva, de a lansa ceva în univers și Venus care intră în semnul berbecului alături de Jupiter, aceste două elemente le-aș sesiza în mod special pentru săptămâna următoare, deci conjuncția Venus-Jupiter și luna nouă pe primul grad în pești, iar conjuncția Venus-Jupiter are loc pentru nativii rac pe casa carierei, acolo unde cu siguranță, cu certitudine, o să aveți șansa să faceți ceva inedit, Deci ceva nou. Uh, profesional pot apărea uh, persoane care chiar se oferă să vă ajute, se oferă să uh, vă deschidă, să spunem așa, drumul către uh, ceva foarte benefic este o zi puternică, este o zi în care, să spunem așa, se aliniază astrele într-un mod în care, dacă știm să le folosim energie, este o zi armonioasă, totuși să ai ambii beneficii conjuncți. Deci este o zi destul de armonioasă data de 20 februarie și este foarte bine în această zi să facem în așa fel încât să fructificăm relațiile pe care le avem. Însă, vestea proastă, pentru că în toate există o veste bună, dar și o veste proastă, vestea proastă este că acest Saturn în pești putem să ne-l imaginăm precum un inspector, precum un juriu astral, care va veni într-un fel și cu o duritate, aceea de a ne arăta care sunt acele persoane care nu prea mai pot face parte din viața noastră și care sunt persoanele care cu adevărat merită să rămână în anturajul nostru. Se face o selecție, o selecție foarte dură Pot fi și oameni care la un moment dat au plecat din viața noastră și care, trebuie să înțelegem de ce, nu mai puteau staționa, nu mai puteau sta lângă noi. Deci este o logică a trierii relaționale pe care Universul o face și ne explică mult mai mult decât am fi înțeles-o în anii anteriori. De ce? Pentru că Saturn în Pești este foarte explicit. Este planeta concretului în Zodia, spuneam, virtualului, în Zodia în care... Lucrurile nu sunt într-o manifestare concretă, este o zodie de apă, este o zodie misterioasă, mistică, eterică. Este foarte greu Saturn în pești, cu Saturn în pești, ceea ce nu este real va deveni mult mai real decât realul, ceea ce ni se părea autentic. Deci s-ar putea să trăim mai mult gândindu-ne că nu știu, avem o dorință de a fructifica ceva decât dacă am face ceva concret pe care îl facem bine de o viață. De exemplu, persoane care fac bine de o viață, ceva, s-ar putea să nu mai fie mulțumite de lucrul acela și să trăiască mai mult într-o visare că vor face ceva, poate peste 3-4 ani, care însă îi reprezintă cu adevărat. Asta va face Saturn în pești. Va face ca lucrurile mai puțin reale să devină mai puternice decât ceea ce este palpabil, ceea ce este uh, concret. Și această, uh, spuneam, conjuncție a celor doi benefici, Venus și Jupiter, alături și de Chiron, în semn de foc. Uh, pentru nativ Irak pe Casa Carierei, dă o, dă o foarte mare forță, o foarte mare putere din punct de vedere profesional. Este ca și când vi se deschide foarte frumos, o, vi se deschid, apar foarte multe oportunități la locul de muncă. Revenim după publicitate cu Nativile.